Doamnelor, domnilor, bună ziua! Iată-ne împreună la încă o ediție a emisiunii Politica Neamț. Sunt Cristian Fogel, ca de fiecare dată din platoul Roman 24, invitat alături de mine domnul Bogdan Huci, candidat pentru poziția de primar al comunei Ion Creangă în mandatul care începe anul acesta. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua, bine v-am găsit! Prima oară la noi în studio, mereu am zis, dacă ar fi să avem câte o pietricică pentru fiecare prima dată, am avea un morman de pietricele. Poate o să ne vedem mai des în perioada următoare. Începe un an, de fapt a început un an, dar începe un an politic dificil pentru România. Nu? Aș spune că e un an interesant, un an pe care l-am așteptat cu entuziasm, cât mai mulți dintre noi. Și un an care cred că o să ducă roade pentru cetățeni. Pentru că e vremea alegerilor, fiecare candidat își prezinte proiectele, ceea ce înseamnă și lucru bun. Un lucru bun pentru că schimbările aduc întotdeauna bine, sau proiectele, sau viziunea fiecărui candidat sau fiecare echipe aduce bine în comunitatea în care ne aflăm. Bine, dumneavoastră cunoașteți comunitatea, cunoașteți și cum se desfășoară lucrurile atât în Consiliul Local cât și în primăria comunei Ion Creangă. Sunteți candidat, sunteți consilier local de ceva vreme. De 4 ani sunt și cu ocazia asta mă și prezint un pic, da? Sunt Huci Bogdan, așa cum ați menționat și noastră. Sunt născut, crescut în Ion Creangă. Sunt de profesie profesor. Am debutat la școala gimnazială comunei Ion Creangă și profesor. Între timp am mai avut ceva experiențe profesionale, am mai fost director de școală și în altă comună, în comuna Pâncești, la Vlad Școala Gimnazială Vlad Dănulescu, comuna Pâncești. Am avut și ceva activitate ca antreprenor. Am dezvoltat o secție de confecții. Până în 2016 m-am ocupat și de producție în comuna Valea Ursului, unde chiar foști elevi de-ai mei au lucrat în secție, având în vedere că era liceu tehnologic cu specializarea în confecții. Da, da, da. Sunt antreprenor și aici în Roman. Avem un centru de fitness și timp liber, wellness și kinetoterapie, motricitate specială. Adică am ceva experiență și în mediul privat. Lucrez și în sistemul de învățământ, în prezent, întors în comunitate ca și director de școală, cu concurs, cu mandat pe 4 ani, până în 2026 ianuarie. În același timp, consilier local, pentru că acum 4 ani am mai avut o candidatură, având în vedere experiența, vârsta și faptul că m-am stabilit în Ion Creangă, am casă acolo, îmi doresc să mă implic pentru că vreau mai mult pentru cetățeni, pentru mine, pentru familie. Cred că se poate mai mult și de aceea sunt implicat în foarte multe paliere ale vieții profesionale, sociale și mai oferă comunitatea. Ați spus că schimbările sunt bune. Aduc și de ora binele. Ce s-ar schimba? Ce ați schimba în comuna Ion Creangă? Aș vrea să vă zic că în acești 4 ani, de când sunt și consilier, dar și director de școală, mă raportez puțin la școală, vreau să vă zic că am adus în școală 3 proiecte foarte mari, care însumează 900.000 de euro. Și la fel, cred că și în primărie și în Consiliul Local, absorpția de fonduri poate să genereze bine comunități. În comunitatea noastră, în comuna Ion Creangă, încă mai este nevoie de străzi. Străzi, de utilități, încă mai este nevoie de curățenie. De asemenea, este nevoie de un spațiu pentru a se dezvolta cu investitori. Avem ceva operatori economici în zonă, dar nu e suficient. În paralel, cetățenii se plâng că nu au transport după ora 18. Cei care ar trebui să lucreze în două schimburi nu au soluții de navetă. Și aici aș vrea să zic că împreună cu domnul George Lazar, președinte al Consiliului Județean, pentru că Consiliul Județean oferă licențele transportatorilor, putem găsi un transportator care să efectueze și la 21 și la 23. Adică nu e imposibil. Nu este imposibil. Trebuie doar implicare. Da. Și așa s-a rezolvat și problema transportului în comun. Totodată apă, canal, pentru că nu e funcțional și nu a ajuns în toată comunitatea. Și iarăși o resursă importantă pe care cetățenii și-o doresc și oarecum a ajuns la noi în comunitate, e vorba despre gaz, dar monopolare doar firma care
are contract cu Consiliul Local și Primăria de dezvoltare, de pe parte de șantier, pe parte de lucrări, da, contractate, lucrare contractată. Cetățenii au gazul la poartă, dar prețul de acordare este dublu față de cât aveți noastră în Nicolae Bălcescu, Roman, într-un cartier din Roman. De ce așa? Pentru că e o singură firmă de asta? Este o singură firmă, lucrarea este la constructor. Nu s-au făcut recepții parțiale. Nu s-au scos raizere la porți ca cetățeanul să poată să ceară ofertă de la mai mulți prestatori de servicii. Corect. Pentru branșament. Și atunci, dacă în Roman 3.000 de lei este prețul în limita 20 de metri, cu tot cu proiect, la Ion Creangă e 5.000 de lei. Ori cetățenii au o resursă foarte importantă, trece pe strada lor, da, dar eforturile financiare sunt atât de mari încât pun în balanță să vadă dacă se merită să facă un efort financiar atât de mare, da, sau dacă au posibilități, sau... Și asta e o chestiune pe care ați putea o rezolva ca primar. Sigur că da, sigur că da. V-am și spus cum. În momentul în care sunt riserele conform contractului, adică captele cele de rețea scoase la poarta fiecărui cetățean, să se facă recepție parțială, dacă lucrarea se mai întinde pe 2-3 ani, și acolo unde deja a ajuns lucrarea, să poată să vină și alte firme autorizate să facă racordări, să fie o concurență, o clar, competiție. Piața concurențială este foarte importantă, sigur, pentru că nu poți să ceri un preț și să ții cu dinții de el. Trebuie să existe un preț mai mic pe care oamenii să-l poată să fie avantajați de el. Au fost cazuri că au venit, având în vedere că sunt consilier local, au ajuns cetățenii și la mine, și ne-au zis, nu se poate, la 4 metri de drumul principal, la 4 metri, de la riser până în curte, 5.000 de lei. Altcineva e și operator economic. A avut până în 10 metri să aducă gazul în locuința lui, da, și puțin peste 20 de metri unde își desfășoară activitatea economică. A fost nevoie să plătească 5.000 de lei acasă, iar cu toate că era sub 20 de metri, n-a existat nicio compensație din partea firmei și unde are punctul de lucru, a plătit peste, a plătit 7.000 de lei pentru că era altă lucrare. Gazul e afacere bună, aparent. Nu neapărat furnizarea, nu? Sau, da? Da. Citisem într-un articol de presă că dumneavoastră l-ați avea ca model de primar pe domnul primar Adrian Ciobanu de la Cordun, de am înțeles bine? Da. De ce? Pentru că în comuna Cordun au reușit în toată perioada de când este dumnealui primar să aducă și investitori, având în vedere că e aproape de Roman, mă gândesc că și autostrăzile care vin o să caute terenuri și în comunele celelalte, nu numai în Cordun. Da, 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 da. Și reușește din încasările, din defalcările de TVA, să aibă încasări mari, pentru că au venit investitori acolo, pentru că au oferit o infrastructură foarte bună, au și gaz, au și apă. Asta se poate face și la Ion Creangă. Și la Ion Creangă. Pe de o parte e bun și pentru cetățeni, că cei din oraș care și-au dorit o locuință în mediul rural au ales Cordunul, da, acum mai aleg și Horia și poate să aleagă și Ion Creangă. Și atunci când o familie vine și investește și construiește o casă, aduce un plus valoare comunității noastre, iar un investitor, dacă ajunge pe platformele acelea care noi credem că le putem avea cu fonduri europene, atunci bugetul comunei să crească. Dar în momentul acesta bugetul comunei este alimentat de, în principal, de ce activitate? În principal este bugetul de stat, care se adună undeva în 8-9 milioane de lei, are bugetul comunei Ion Creangă. Din acești bănuți o parte merg pe cheltuieli de întreținere, de funcționare și salariile angajaților, iar o altă parte poate să meargă pe investiții. Să mai întorce din acei puțini operatori economici sau investitori din zonă. Puțin, când spuneți puțin. Da, da, nu sunt sumele foarte mari. Și a mai fost rotunjit bugetul comunei acum cu 600.000 de lei prin Consiliul Județean, că așa e situația.
600. 600 la Roman ați avut mai puțin. Asta mă gândeam că e mai bine decât în alte comune, dar nici pe departe cât trebuie. Eu cred că e o comună mare. Nici pe departe, dar știți că viitorul este asigurat prin PNRR și alte proiecte și alte programe. Angel Salini, proiecte care pot veni pe de o parte fonduri guvernamentale și pe de altă parte fonduri europene. Mă întorc un pic la cele trei proiecte din școală pe care le avem noi dezvoltate. Eu am găsit oportun să dezvolt în Stejarul, uh-huh, unde nu era acum 3 zile, nu mai funcționa grădiniță, nici măcar grădiniță. Era o școală fără, era un sat fără școală, fără, da, n-avea nimic. Am reinvințat grădinița Stejarul și am găsit oportun să aduc un proiect, se numește Educație Timpurie Complementară, unde pentru 3 ani de zile, numai că se reabilitează clădirea, pentru 3 ani de zile copiii beneficiază de logoped, psiholog, părinții au consiliere și au și masă timp de 3 ani de zile copilașii care vin. Și o să mergem un pic pe antrepreșcolar, adică pe cei până în 3 ani de zile, toată comuna să beneficieze, că sunt părinți care după 2 ani n-au unde să-și lase copilașul. Învățământul de stat, grădinița, primește de la 3 ani de zile și înainte de 3 ani, dacă este independent de Pampers. Dar am găsit o soluție acum, ca și cei între 2 și 3 ani să aibă un loc în comună unde să își desfășoare activitatea până se întorc părinții. Și alt proiect este PNRAS, cel care tot de 300.000 de euro în valoare. Avem activități remediale pe de-o parte cu elevii care au rămas în urmă la învățătură, dar și de prevenție cu cei care au rezultate foarte bune ca să-i motivăm mai departe. Corect. La sfârșitul fiecare anului școlar avem alocați o sumă pentru excursii, tabere și 30 de biciclete pentru premianți ca să-i stimulăm să vină, să țină aproape de școală. Și încă un proiect important este cel prin PNRR, dotare mobilier școlar, care are majoritatea școlilor, dar mai sunt și școli care n-au obținut finanțare. Și noi ne mândrim, sunt analizele noastre de nevoi, este colaborarea noastră cu consultanții și, într-adevăr, în parteneriat cu Serviciul de Achiziții Publice la Primărie și cu Primăria, că suntem partener 1, partener 2, da, o să le și implementăm. Astea sunt proiecte foarte bune. Trebuie să întreb, sunt și copiii care să se bucure de ele? Adică, cum e natalitatea în zonă? Nu că ar ține de primar sau viitorul primar asta, da? Școala noastră a crescut, pentru că a devenit vizibil și în localitate, și în zonă, și ajuns și în județ. Când mi-am luat mandat de director, am trecut cu bine de concurs, erau 512 copii la noi în școală, iar anul trecut am avut 547 și acum avem undeva 541. Am scăzut un pic pentru că ne-a plecat o clasă de a 8, am avut 3, acum avem doar 2 și fluxul s-a schimbat un pic. Dar avem tendințe de creștere. Asta, pe de altă parte, că sunt mulți sau puțini, n-ai de unde să știi ce se va întâmpla anul următor, câți copii vor apărea pe lume, că na, oarecum știm. Nu știm cât se nasc, dar am făcut cine a stat în putere, bineînțeles cu sprijinul Consiliului Local, ca cea mai bună școală să fie școala tine din sat. De aceea școala gimnazial cum noi un creangă are și în grădiniță cu program prelungit și nu avea înainte, acum are, ca copilașii să nu mai vină să încarce grădinițele din oraș și școli din oraș. De asemenea, foarte multe activități extracurriculare, cum ar fi șah în școală, teatru, chitară, dansuri populare, se fac după program, prin asociația de părinți, din venituri complementare și alte venituri care le-am identificat noi. Pe de o parte, este vorba de educație generală și dezvoltarea copilului și pregătirea lui pentru viață, iar pe de altă parte și părinții știu că au angrenat copiii în activități extracurriculare. În orice, orice administrație publică nu prea merge fără susținere politică. Este o realitate că ne place, că nu ne place, asta se întâmplă. Dumneavoastră ați trecut acum de curând la
Partidul Național Liberal și trebuie să vă întreb de ce? V-au inspirat mai multă încredere sau poate relațiile sunt mai bune, poate vedeți un viitor mai luminos alături de liberali? Mi-am dorit și acum 4 ani de zile să fiu alături de Partidul Național Liberal, dar așa a fost conjunctura atunci. Mi se oferea cel mult un post de consilier. Ori eu îmi doream să demonstrez, îmi doream să mă implic, la fel cum am făcut-o și în școlile în care am fost și mi-am dat seama că mai mult contează dacă ai calități de lider și angrenezi persoane în jurul tău care să te sprijine viziunile pe care le ai. Și atunci am mers cu USR-ul. USR-ul, chiar dacă în mediul rural nu prea există, am reușit să închei alegerile atunci pe locul 2. Am câștigat Ion Creangă, am pierdut pe celelalte sate, dar am câștigat Ion Creangă, Ion Creangă fiind 47% din persoanele cu drept de vot din comună. Și asta mi-a dat încredere că se poate mai mult. Se poate mai mult și pot să cresc. Iar Partidul Național Liberal, PNL, are o echipă foarte bună, oameni cu experiență, oameni care au dus plus valoare județului din care facem parte și împreună cu ei putem dezvolta Comuna Ion Creangă așa cum ne dorim și noi, cu acele servicii, utilități și nivel de dezvoltare normale pentru secolul în care trăim. Că dacă se asfaltează o stradă acum, nu este ceva nemai văzut, nemai auzit. Este normal pentru timpurile astea. Dacă se extinde rețeaua de apă și canal și funcțional, este normal. Este normal să avem gaz la poartă, adică nu ar trebui să fie doar o chestie electorală. Nu ar trebui, acum știți cum e, eu sunt puțin mai critic, de asta spuneți că e normal, mie mi se pare că e puțin întârziat, 2024 să spui că ai gaz la poartă, da. Trebuia făcut de acum 20-30 de ani, da. Dar situația a fost cum a fost, primarii au venit, primarii au plecat, unii au avut viziune, alții n-au avut viziune, unii au avut susținere politică, alții n-au avut. Care sunt relațiile noastre mai sus politic? Pentru că fără asta am stabilit că nu se poate. Cum înțelegeți, nu știu, cu Consiliul Județean? Cu domnul președinte Lazar, președinte, siguranță, cu siguranță o să avem un raport foarte bun. Deja am identificat niște nevoi. Au fost două sondaje de opinie făcute anul trecut în aprilie 2023 și în noiembrie 2023. Cel din aprilie a fost sondajul și pe nevoile cetățenilor. Una dintre nevoi a fost cea cu transport în comun și sfătuindu-mă cu domnul George Lazar, am aflat soluțiile, posibilitățile și asta e un exemplu de colaborare. Asta e un exemplu de colaborare și de rezolvare a unei situații cu care ne confruntăm. De asemenea, domnul George Lazar, în calitate de președinte al Consiliului Județean, cu siguranță o să facă absorbție de fonduri guvernamentale și UAT-urile vor fi implicate, pentru că, având informația, având viziunea pe termen lung și nevoile noastre, putem să dezvoltăm comunitățile sau implicit Comuna Ion Creangă, să creăm locuri de muncă, să avem curățenie, să avem utilitățile la fiecare poartă, a tinerii când se întorc, asta e o monedă, toată lumea vorbește despre întoarcerea românilor în străinătate, dar întrebarea, că am mai participat și la o întâlnire cu domnul Ciuc, întrebarea este ce le oferim? La ce? Da, la ce se întorc? La ce să se întoarcă? Și atunci, dacă vor fi locuri de muncă mai bine plătite, că vor fi și dezvoltători în zonă, sau oportunități pentru antreprenori, uitați că apar acum pentru femei, femeia antreprenor programul, start-up-urile apar acum. Cei care vin din afară și au văzut anumite business-uri funcționale, au putut să le dezvolte la noi în țară, implicit la noi în comună, dar și noi trebuie să le aducem până la marginea proprietății, că e de societate, că e proprietate privată, locuință, utilitățile.
Bun, e clar că fără utilități degeaba te chinezi, faci o afacere și nu poți să faci o societate comercială și după aia să te duci să alegi, dă-mi și mie aviz pentru că vreau să-mi fac, adun și mie apa, trage-mi și mie, lămurește-mă cu gazul, pune-mi niște asfalt și așa mai departe. E dificil pe urmă. Românii care pleacă în străinătate, eu știu că o să-mi ridic oamenii în cap din nou, dar nu toți au plecat în străinătate strict din cauza banilor. Foarte mulți au plecat în străinătate din cauza atitudinii statului față de ei. Și ajung la întrebarea care e evidentă. Care e relația dumneavoastră cu populația? Cum vă văd oamenii din Ion Creangă? Sunt o relație foarte bună. Înclin să cred asta pentru că au mai fost și alte activități, să le spunem așa, sociale. Am mai fost implicat în câteva proiecte și cei din comunitatea mea știu că am generat, am fost motorul unor situații, pentru unii chiar poate de viață și de moarte. Și am reușit să strâng în jurul meu oameni de bună credință ca să ne realizăm niște obiective ale noastre ca și comunitate, unde nu neapărat trebuia să implice autoritățile locale și cu siguranță ei când o să vadă, dacă urmăresc emisiunea noastră, știu implicarea mea și proiectele pe care le-am avut împreună pe partea socială. De asemenea, aș zice că și pe partea de consilier local au fost foarte multe inițiative cetățenești pentru că lumea în care trăim s-a schimbat foarte mult. Politica de acum 20 de ani nu mai are relevanță. Da, 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 da. În prezent sunt oameni care au inițiative cetățenești și îi apreciez foarte mult. S-au format grupuri din satul Izvor, grupuri din satul Ion Creangă, acum un grup din Stejaru și ne aduc nou la cunoștință, Consiliul Local și Primăriei, despre nevoie, poate uneori vin și cu soluție și da, sunt alături de ei. Am fost și prezent la întâlnirile lor, i-am ajutat să se organizeze în inițiativa aceea cetățenească și cred că raportul relației mele cu ei este importantă, având în vedere că nu sunt o persoană care își dorește o funcție pentru a se îmbogăți. Nu sunt omul pământului, nu sunt omul pădurilor, sunt dintr-o familie normală cu doi copii, un ortodox practicant, ieri, duminică, i-am împărtășit pe copiii mei la biserica din sat, țin aproape de toată lumea. Și, ca să închei așa ideea, consider că într-o comunitate unde școala nu e funcțională, biserica nu are o anumită influență și implicare și, de asemenea, primăria și consiliul local, dacă nu funcționează la un nivel, comunitatea e în derivă. Și cred cu tărie că în mediul rural nu sunt foarte mulți vectori, să zic așa, dar cei menționați pot genera stare de bine, bucuria de a face parte din comunitatea respectivă și pot lărgi orizonturile, pot dezvolta sentimentele de apartenență, biserica, sentimente pioase, școala pregătești copiii pentru viitor, iar primăria, de fapt, e în slujba cetățeanului. Bun, e clar, așa cum a spus și dumneavoastră, politica de acum 20 de ani nu mai e și nici administrația publică nu mai este cum era acum 20 de ani, dacă înainte oamenii acceptau ce se hotăra la primărie. Am sesizat și eu treaba asta, oamenii vin și au început să înțeleagă că, de fapt, cei care sunt în primărie, consiliu și consiliul local, sunt portavocea dorințelor lor. Adică, dacă oamenii își doresc ceva, vin, propun și mai departe se merge pe partea legală. Au venit multe partea legală, pe partea legislativă. Au venit, spuneați, multe propuneri, inclusiv de la oamenii din comun. Ce își doresc ei mai mult acolo? De obicei au nevoie dintre astea care nu mai suportă amânare. În satul Ion Creangă, râul Brăteasca sau Țiganca, unii numesc Țiganca, alții Brăteasca, avem o zonă, se numește Fundătura Cotunei cu strada Cotunei, unde există un pod cu limită de tonaj 3,5 tone, iar la un incendiu care s-a petrecut acolo, pompierii n-au trecut. Da, fiind mașini mult mai grele. A fost un pic mai dificil, operația a fost dificilă. Și cetățenii au strâns semnături, au făcut o adresă care a fost înregistrată și au rămas cu promisiune. Asta e una dintre ele. Altă inițiativă pe care am înregistrat-o chiar săptămâna trecută,
pe care am sprijinit să se înregistreze, este legată de drumuri care nu sunt asfaltate și nici măcar pietruite. Adică s-a dus ceva refuz, humă, pietre, o mașină la un capăt de o mașină, s-a întins și ei aproape că se văd nevoiți ori să meargă cu cizme până la strada principală și apoi să-și urce copiii în microbuzul școlar, ori chiar am zis la o familie că nu i-a trimis, fiind foarte, foarte prost drumul cu ploile care da. Și s-au hotărât de pe stradă, chiar nouă familii, semnături cu nume și prenume, și acum în Consiliul Local să se sprijine, pentru că sunt alocați bani pentru balastare, până să vină cu asfaltul. E un lucru care poate ar fi trebuit să vină din partea administrației locale, n-ar fi trebuit să amâne atât de mult, încât omul să nu mai suporte, să spună, ok, venim noi cu toții și să solicităm lucrul ăsta. O să ajungă oamenii la un moment dat să-și facă singur drumul ăla. Sunt care și-au petruit singuri, dar cunosc și eu câteva cazuri. E o idee pentru bugetul familiei. Și a mai fost o inițiativă din satul Izvor, pe care am sprijinit-o. Satul Izvor e în mijlocul comunei, așa, foarte aproape de Ion Creangă. Și un sat tânăr, mic, dar tânăr. Când spuneți tânăr, ziceți de... Adică cu copii și cu... Vârsta locuitorilor. Vârsta locuitorilor, că satul Izvor e acolo de când... Da, da. Tânăr ca și vârsta populației. Nu aveau un loc unde să petreacă timpul liber copiii. În centrul satului este un spațiu destul de generos, care, din păcate, încă nu s-a investit pe el. S-a pus în altă zonă a satului un tobogan și un leagăn, dar ei își doreau mai mult. În mijlocul satului, să nu mai fie câteva clădiri, câteva accesorii, a fost altceva, a fost un obor, acolo a fost un bazar, dar care nu mai are utilitate. Și spațiul cetățenii își doresc pentru copii, delimitat, pentru părinți, pentru bunici. Se poate face, cum să nu? Se poate face. Eu am făcut și proiect de hotărâre. A trecut proiectul de hotărâre, doar că trebuie pus în... Cineva trebuie să asigure implementarea proiectului, finalizarea lui. Și să credeți că sunteți omul potrivit pentru acest... Păi, prima dată, dacă nu asculți cetățeanul și nevoile lui, nu cred că e o soluție să fie acolo. Eu așa am procedat ca și manager de școală, cu experiență de 9 ani de zile, am condus două instituții de învățământ și de fiecare dată când am ajuns am identificat nevoile. Nevoile colegilor, ale elevilor, ale părinților și după ce am asigurat cele necesare, apoi am cerut și eu. Dar prima dată trebuie să le oferi o bază, să le oferi ceva condiții și cred că și locuitorii comunii noastre, dacă prima dată au nevoile satisfăcute, după aceea și noi, ca în funcție de primar, în funcție de director de școală, în funcție de preot, în funcție de fiecare vector important, medicul din familie, după aceea cred că le și putem cere. Și o ultimă întrebare, mai am pentru dumneavoastră, domnule Huci. Candidați pentru poziția de primar, pentru funcția de primar, primul fotoliu din comună. Să fii primar nu e așa de ușor cum ar crede unii sau alții. Să fii primar înseamnă să efectiv să dai cu capul de perete și să te duci să pierzi ore, dacă nu zile, la cei de mai sus. Pentru că hai să fim serioși, o comună din județul Neamț nu este cea mai importantă, nu este Romanul sau Neamțul cel mai important pe arta României. Sunt pentru cei de la București, sunt alte lucruri mai importante. Și să te duci să pierzi zile în șir, bătând pe la ușele ministerelor, vă vedeți făcând treaba asta? Sigur, sunt o persoană foarte perseverentă și cine mă cunoaște personal știe că atunci când le-am promis că se rezolvă ceva, chiar dacă m-am dus de 10 ori pentru lucru unde am fost nevoit să ajung, am rezolvat până la urmă. Și așa mi-am, totdeauna, odată ce mi-am asumat, am dus la bun sfârșit sau cel puțin am venit cu un răspuns. Să fii primar în funcție... Cred că trebuie să fii cu experiență. Eu sunt tânăr și bun de treabă. Uh-huh. Am disponibilitate foarte mare. Având în vedere că și acum, în funcția pe care o am, nu e o școală mică, e o școală cu 52 de angajați.
cu 540 de copii. Și aveți experiența administrației. Sunt. Bugetul este mai mic la școală, dar am reușit să aduc proiecte importante, că în afară de cele trei proiecte mari pe care l-am menționat, am mai avut și două Erasmus, adică mobilitate cadrului didactice în străinătate, am mai avut și dezvoltare socioemoțională 26.000 de euro, de fapt, și iarăși încă 26.000 de euro pe Erasmus. Deci, la bugetul școlii s-au adunat alte și alte sume pe care noi le-am coordonat bine. De asemenea, ca și consilier local, sunt destul de implicat și cunosc bugetul comunei noastre. Știu că nu e un buget mic, e un buget bun, nevoile sunt multe, dar la bugetul pe care îl are comuna Iuncreangă ar trebui să facem absorție de fonduri. Și aici vreau să fac o paranteză. Una dintre afacerile pe care eu le-am administrat în ultimii 12 ani e dezvoltată pe fonduri europene. Aha. Și nu numai că am scris proiectul, l-am și implementat singur. Adică cunosc de la firul ierbei cum stăm cu fondurile europene. Nu am plătit firmă de consultanță, nu se poate face asta în școală și în primărie pentru că bugetele sunt foarte mari. Corect. Una e să ai un startup cu 40-50.000 de euro să-i implementezi și alta e să câștigi un proiect de 1.000.000 de euro și să-l implementezi. Dar sunt firme care pot fi contractate să facă treaba asta la pentru... sfârșit să avem proiectul. Aș vrea să mai adaug aici, cred că important este ca acele clădiri care le avem noi în comuna noastră să fie și funcționale, că s-au investit în anumite clădiri și nu sunt funcționale. Ele nu sunt funcționale pentru că nu au avize. Nu au avize pentru că nu au utilitățile. Se leagă pas și cu se pas. Se leagă pas cu pas. Adică orice investiți să faci în comună să fie și... Rămâne despre investiții, să vorbim cu siguranță în una din emisiunile următoare, pentru că, din nefericire, colegul meu tot îmi face semne că ne-am apropiat și am și depășit timpul. De fiecare dată se termină foarte repede timpul. Domnule Bogdan Hugi, vă mulțumesc foarte mult pentru că ați avut bunăvoința să veniți astăzi în platoul nostru și rămâne să ne vedem la o altă ediție. Și eu vă mulțumesc și, în final, îndemn cetățenii comunei Iuncreangă să fie alături de mine, curând o să-mi prezint și proiectele și echipa și așa cum mă cunosc ei pe mine, că sunt un om implicat, destoinic, să aibă aceeași încredere că tot ce ne propunem o să ducem, o să finalizăm cu succes și în același timp nu pot reuși decât împreună cu ei și cu ideile, sfaturile pe care le pot primi de la ei în campania electorală care o să înceapă curând. Vă mulțumesc! În această notă optimistă, doamnelor și domnilor, încheiem ediția de astăzi a emisiunii Politica Neamț. Rămâne să ne vedem la următoarea ediție. Până atunci, ca de fiecare dată, toate bune!